Bună seara, dragii mei, Mihai Racoftean, realizator emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor. Fiacătă că revenim într-o zi specială, 15 februarie, când în România pornește un nou carusel, și anume Ordinul 600 pe 2023, care vine cu o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul de înscriere sau de realizare a documentațiilor pentru înscrierea în cartea funcțională a evidențelor de cadastru. Și putem spune că este un ordin așteptat de foarte mult timp, putem spune că parte dintre noi am fost interesați să aflăm cât mai multe despre subiectele astea. Pot spune în nume propriu că alături de Dămăcuș, ca președinte de asociație profesională, domnul Dămăcuș ca vicepreședinte, am înaintat la București propuneri de îmbunătățire, zicem noi, de înțelegerea unor termeni legate de pregătirea profesională, pentru că oameni care n-au făcut niciodată nimic în viață, niciodată nu o să poată să facă mai mult decât au făcut. Ce-au demonstrat. Din fericire pot să vă anunț că n-are rost să mai lucrați, dragii mei colegi și compatrioți, că agenția are acolo specialiști de mare clasă. Și nu le trebuie nicio idee la cei ce îl slujesc. Ei nu prea înțeleg nimic de respect, de onestitate și demnitate. N-are rost să vorbim. Și când spun treaba asta, le-am încercat să le explic un lucru banal. Banal. Dragii mei, limba română este o chestiune de obligație profesională atunci când intrați în spațiu public. Trebuie să vorbiți la nivel academic, cu semnificația și înțelesul termenilor. Și noi, ca experți, am făcut o propunere de bun simț, de respect față de România, pentru simplu motiv că obligația pe care o avem este următoarea. Să respectăm ceea ce trebuie să facă un expert, și anume să propună sau să întocmească propuneri de planuri de amplasament. Degeaba ne-am zbătut, degeaba ne-am încercat și dat de ceasul morții, și adevărul este că nici nu se modifica legea 7 dacă nu făceam apel la minoritate. Adică deputatul german, domnul Victor Gantz, și deputatul evreu, domnul Wexler, care simt mai mult decât națiunea română întreagă și respectă profesia noastră mai mult decât fiecare axatrița autoritate. Să nu înțelegi tu un lucru banal, că un expert nu se poate ridica la nivelul judecătorului și nu poate face decât propuneri, e greu, e greu. Și am argumentația mea zilnică și știu și văd cum deranjăm. O să deranjăm, sper și cât mai des. Și în această seară, pentru că vrem să marcăm o deschidere în sensul acesta, am invitat pentru dezbateri și agenția, bineînțeles că de mult, dar invitația a rămas, iar noi nu suntem băgați în seamă, că noi nu suntem cetățeni români. Pare rău, trebuie să o spunem foarte clar, suntem tratați discriminatoriu. Asta o spun pentru că din cele peste 20 și ceva de amendamente, niciunul, deși suntem profesioniști recunoscut pe plan național, n-am fost în stare să educăm, să spunem că limba română trebuie înțeleasă din punct de vedere al specificațiilor termenilor. E adevărat, când au venit pe numele Racovician, puteți cadea cu detrămâie. Vă doresc succes. Numai să aveți grijă să aveți și direcția bună. Și în seara aceasta suntem împreună cu Raco și Boton de la Miercurea Ciuc. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Cu domnul Indreiu Daniel de la Brad. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit și eu! Cu domnul Nicu Manda de la Hunedoara. Bună seara! Bună seara tuturor! Și bineînțeles cu domnul Gheorghe Dămăcuș de la Arad. Bună seara! Am să vă rog pe fiecare, pe scurt, să vă spuneți așteptările și de când așteptați modificarea pe care
zic eu că ar fi trebuit cu înțelepciune promovată, măcar cu 30 de zile, răgaz pentru adaptare. Ce se întâmplă acum? Și acum pun o întrebare, domnul Racoși, sunteți expert. Dumneavoastră veți trebui să aplicați în temeiul contextual peste 6 luni următoarea ipoteză de lucru. Va trebui să analizați ce s-a întâmplat astăzi. Cum veți face analiza? Pe procedurile de pe ordinul 700 sau pe ordinul de 600? Ce s-a întâmplat astăzi? Da. Păi așa mă uit pe, pe legisul meu și zice că noul regulament a intrat în vigoare astăzi. Însă cererile înregistrate anterior cred că trebuie să fie soluționate potrivit vechiul regulament. Atenție, deci, n-ai înțeles întrebarea, o repet din nou. Da. Astăzi a intrat în vigoare. Pe cale de consecință se aplică noile reguli. Eu am depus astăzi documentația și nu este timp, că evident există termene și am dat un telefon la un oficiu și zicea, a, ce s-a modificat ordinul. Astăzi s-a primit aceste modificări. Când vii tu peste 6 luni, cererea este de astăzi, cum o analizezi? Și se va analiza. Păi e simplu. Din moment ce este un regulament în vigoare, trebuie analizată din perspectiva regulamentului în vigoare. Întrebarea mea este simplă. De ce nu s-a dat 30 de zile pentru tranziția? Opinia ta. Pentru... Poftim? Opinia ta. Pentru că așa se lucrează. Ei cred că toate aplicațiile se transformă de la o zi la alta. Și colegii mei și-au pus întrebarea. Săptămânile, zilele trecute, am trimis către clienții noștri liste cu documentele pe care trebuie să le procure. Am transmis formularele de semnat. Se vor întoarce peste o săptămână, două săptămâni clienții noștri și atunci le vom spune, domnilor, ne pare rău, reluăm toată activitatea. Aici ai perfectă dreptate, pentru că trebuia să ține cont de asemenea situații. Noi nu putem să ne batem joc de clienții noștri. Sunt probleme evidente din acest punct de vedere. Domnul Indreiu, ce părere ai? 30 de zile erau necesare sau nu? Nu erau necesare, erau obligatorii, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum, nici nu știu cum să o catalogez, pentru că nu are nicio logică. Adică de azi pe mâine să schimbi ordinul și să vii cu totul nou. Înțeleg dacă era o perioadă de tranziție, cum spui, de o lună sau cumva să funcționeze în paralel, dacă chiar era posibil. Nu văd de ce n-ar fi fost. Că doar... Domnule, ești expert! Peste 6 luni, cererea de astăzi, care trebuie tratată după ordinul de astăzi. Da, eu înțeleg, dar ce spunea și mai înainte antevorbitorul de aici, lucrurile sunt foarte complexe, pentru că noi avem o grămadă de lucrări în derulare, avem cereri semnate, avem situații în care cetățenii au plecat din țară. Chiar acum avem la o primărie 60 de documentații făcute de la A la Z, urma să le introducem în următoarele zile. I-am spus primarului că trebuie să refacem tot. Nu știu, el crede că... Nu înțelege nici el. Adică e foarte greu să-l faci să înțeleagă că s-a schimbat regulamentul. Unii au impresia că noi suntem de vină și cetățenii care au documentații. Hai să discutăm și despre responsabilități. Hai să vedem, Nicule, unul dintre cei mai valoroși oameni pe care are România în domeniul cadastrului, unul care e un visător, un tip cu inteligență sclipitoare, unul care, din afirmațiile pe care noi le-am făcut, ne asumăm aceste afirmații, eu cu Ghiță am apreciat că nu mai țin minte exact Ghiță câte imobile s-au băgat în sistem datorită ceea ce a produs Nicu. Nicule, ai o aplicație extrem de fiabilă, extrem de prietenoasă, care ajută foarte mult lumea să își simplifice lucrurile. Cât timp îți trebuie ție ca să actualizezi aplicația?
Deci, așa cum a spus și domnul Daniel Indreiu, eu cred că este pentru prima oară când se întâmplă, sub aspect al reglementărilor cadastrale, o asemenea năzbâtie. Deci chiar nu ne jucăm aici de aici. Faptul că o persoană autorizată trebuie să refacă un număr de zeci de lucrări de la zero, da? Pentru că peste noapte cineva s-a gândit să lanseze o versiune, mie mi se pare de o gravitate extremă. Deci, eu astăzi am primit în jur de 50 de telefoane. Colegi din țară, pentru că nu sunt clienți, sunt colegii și colaboratorii mei, sunt pur și simplu consternați. Cum este posibil să modifici structura anexelor textuale și grafice de pe o zi pe alta, fără să lași un răgaz persoanelor autorizate să pună întrebări? Vrei să spun părerea mea? Nicule, vrei să ți-o spun părerea mea? Asta reflectă modul de colaborare interbiruală, să zic, între birourile și între direcțiile din cadrul agenției. Incapacitate totală de manageriat. Deci, nu este competență. Oameni care n-au lucrat nimic în viața lor. Deci, alaltă ieri, când mi-ați trimis draftul anexelor, am apucat să arunc o privire peste ele. Sigur că interesul direct a fost pe anexele textuale și grafice, da? M-am speriat pe alocuri când am văzut ce modificări survin și totuși am sperat că oricum nu se va întâmpla chiar așa. Iar ieri chiar mi-ați pasat forma finală din monitor oficial, ceea ce mi-a confirmat că ați avut perfectă dreptate. Ideea este că, sub aspectul modificărilor pe care noi cu toții trebuie să le facem, vă spun doar atât. Astăzi am reușit să fac modificări pe trei anexe textuale. Atât. Și am lucrat de dimineață până... Deci, să le estimez, pentru că noi ca profesioniști, ca să audă cei de la agenție, nu discută cu profesioniștii decât cu niște cercuri de interese străine de interesele României. Foarte limpede. Românește spus. Textual n-are rost să discutăm. Cât timp îți trebuie să rezolvi 39 de anexe? Deci eu cred că dacă lucrurile vor fi în regulă pe începutul săptămânii viitoare, dacă, repet, lucrurile sunt ok și nu survin alte probleme, pentru că până la urmă fiecare avem și alte situații care pot să apară independent de voința noastră, în mod normal, pe la mijlocul săptămânii viitoare ar trebui să am o versiune beta pe partea de sporadic, adică tot ce înseamnă anexele grafice și textuale din cuprinsul documentațiilor cadastrale. Nu discutăm aici, nu știu dacă e cazul să intrăm în detalii pe anexe și pe... Ba da, o să intrăm, pentru că subiectul ăsta vor dezbate săptămânal. Aici problema de fond trebuie să înțelegem bine. Sunt și lucruri bune. Nu putem să contestăm că s-a încercat să se meargă înainte. Dar se pare că oamenii care vor să facă binele sunt frânați acolo. Există niște pioni otrăviți. Încă nu-i determin, dar acum am să vă citesc din respingere să vedeți câtă rea credință, incapacitate și pur și simplu nesimțire, că nu pot să-i spun așa. Adică să invoci tu ordinul 1882, care are patru ordine abrogate și a trebuit să intervenim peste tot ca să-i determinăm să facă binele românilor. Analfabetismul funcționarului era virtute la unii din instituția asta numită, unde vor să facă ei expertizele topografice în loc să facă normele simple, clare și precise. Ghiță, ce părere ai tu ca termen? Ți se pare o atitudine corectă de respect față de autorizații pe care îi gestionezi să le tragi așa în freză, așa una scurtă și la obiect? Dar n-a tras numai autorizațiilor. Sunt, în primul rând, instituțiilor statului. Personal am nu știu câte documentații care se pun pe flux la primării pentru semnare procesală verbală de vecinitate, pentru semnare planul de încadrare în Tarla. Nu știu ce o să facem. Și stai că sunt în flux, alea trebuie să stea până în 30 de zile.
o să le primim peste o săptămână, două, și o să trimitem oamenii cu noile anexe la semnat, cu noile procese verbale de vecinătate. Ce o să zică primarul, care nu o să înțeleagă? Păi ai fost una trecută cu unul, vii și acum cu altul? Ce ați modificat acolo? Nu se poate. Nu cred. Deci, adică nu cred. Asta e. Aici suntem. Au făcut-o probabil ca să nu încărcăm cu lucrări pe ultima sută. Ca asociație profesională, care am muncit extraordinar de mult pe domeniul ăsta al expertizelor, am transmis în pachetul de propuneri și am pus o întrebare. Ce se avizează? Expertiza sau planul de amplasament? Și bineînțeles că răspunsul motivării, nepreluării de către cei de acolo, ordinul 1182 din 2011. Păi el a fost cea mai mare prostie promovată vreodată de către intelectualitatea din domeniu, care n-au lucrat în viața lor, n-au avut nicio tangență nici cu instanțele de judecată, nici cu expertizele. Și acum îmi fac mari probleme, eu vă spun cinstit. După comportamentul ăsta, ca să zic așa, măi, să nu bagi în seamă, UGR-ul are vreo două din nu știu câte propuneri ceva preluate, OCPI-urile au neacceptate, e ceva de groază. Chiar în agenția aia sunt minți atât de sclipitoare în care noi nu mai contăm nimic și pe aia mai zic, se spune, că a fost în dezbatere publică. Păi am depus amendamente, de ce nu le-ați băgat în seamă? De ce nu le-ați îmbunătățit, dacă e așa? Mihai, ca să știi și tu, de fapt știi deja, de-a lungul anilor, cred că de 5-6 ori s-a apucat agenția să modifice regulamentul. S-au făcut diverse comisii. Mi-aduc aminte acum vreo 7-8 ani cu domnul profesor Săvulescu, a format o echipă. Am analizat articol cu articol, cuvânt cu cuvânt, am trimis și atunci observație noastre, nimic. Exact cum s-a întâmplat și acum. Era numai praf în ochii lumii consultarea asta publică. Partea cea mai bună cred că este că numărul ordinului este o cifră frumoasă, un număr frumos, ușor de reținut. 600 mi se pare excelent. Mie nu. Am dreptul să te contrazic. Da. Și haideți să intrăm puțin în detalii. Și acum trebuie să înțelegem că sunt lucruri interesante care le-am regăsit. Spre exemplu, pe PAD nu se mai materializează gardurile, de orice nuanță ar fi ele. Este o victorie care mi-o asum, pentru că prin emisiunile mele am tot încercat să le explic că ei au scris definiția PAD-ului. Ce însemnează PAD-ul? Și mă bucur că au ajuns până la capăt, la final, să înțeleagă și ei. E foarte bine când gândești și îți trebuie 10 ani să ajungi la o concluzie. E bine. Dar mai am o întrebare. În cadrul lucrărilor de înregistrare în cadastru, fie ele sporadice sau înregistrare sistematică, cine răspunde de lucrările astea? Ia cătă, articolul 23. Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor, documentelor pe care le deține cu privire la imobil. Mai departe, persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea de interes și actele dovedoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. Până aici, că n-am mai găsit răspunderea oficiului de cadastru. Domnul Racoși, vă rog să-mi spuneți, oficiul de cadastru are vreo răspundere? Aici cred că nu s-a modificat prea mult regulamentul în această zonă. Dumneavoastră răspundeți la întrebare, are vreo răspundere? Vezi că sunt politician, de aia vorbesc. Că păi nu ești cu mine politician, ești topograf acum. Da, dar știm foarte bine și repetăm același lucru. Oficiul nu răspunde pentru absolut nimic. Clientul plătește, se pune ștampila sau se semnează, lucrarea iese, dacă e lucrarea greșită, este viciată, problema e a persoanei autorizate sau eventual a proprietarului. Aceeași lucrare, altfel făcută, iarăși se avizează, se recepționează,
Oficiul practic nu răspunde pentru absolut nimic din tot sistemul ăsta. Daniel, ești de acord cu ce spune domnul politician? Sunt de acord. Sunt de acord și cu numărul. Sunt de acord și că numărul sună bine, 600. E dreptul tău, nicio problemă. Nu-l lua tot 100 din tot ce ne dau. Dar eu zic că ai trecut prea repede peste termenul ăsta, care eu zic că a dat peste cap foarte mulți autorizați. Ia, dacă am trecut eu mai prea repede, revin-o tu, că tu ai dreptul să revin. Păi eu revin și spun că asta este cea mai mare prostie legată de faptul că a apărut depozit pe cealaltă. Nu se poate așa, este foarte greu pentru noi. Mă gândesc că toți au probleme de genul pe care îl avem noi, cu cetățeni plecați din țară care au semnat înainte de a pleca declarațiile și poate că de la primărie nu au apărut între timp toate documentele. Nu mai spun de primărie, așa cum v-am spus. E greu să explici unui primar această situație, pentru că primarii înțeleg și ei cât înțeleg și zic că da, introdu-le acolo cum poți, că doar ori și ele, că doar tot așa. Le-am spus că trebuie schimbate toate planurile de amplasament și tot, că practic asta trebuie, să schimbă radical totul. Și când intri în criză de timp și spui oamenilor una și acum le spui alta, este o situație mai mult decât neplăcută și eu zic că cei care au gândit în acest mod, eu nu știu dacă vreunul din ei a lucrat în viața reală în această meserie. Eu cred că s-au născut acolo funcționari pe undeva, s-au mutat dintr-un loc într-altul și au debitat așa depozit pe alta o asemenea inerție. Eu așa îi zic. Nu știu. Deci eu, să termin, nu discut aici ce conține acest ordin, pentru că sunt multe aspecte și acolo, dar încă de la început, eu zic, prin modul în care a fost publicat, s-a pornit cu stângul. Știi de ce? Asta cred că trebuie să ne dăm seama de ce. Sunt foarte multe frâne. Foarte multe frâne. Și pentru simplu motiv că acei care iau bani ca să nu frâneze, caută cum să ne ajute. Și atunci, cel care se luptă pe toate căile să aducă un plus de valoare e blocat. Și atunci când crede că găsește o oportunitate, mai bine lansează o treabă, că 2014, dacă ne uităm pe monitor, vedem că ordinul 700 s-a modificat de 10 de ori. Nu s-a modificat, nu a ținut ritmul. El care pune în aplicare legile, n-a ținut ritmul. Pentru simplu motiv că nu există înțelegere, nu există comunicare, incapacitate de argumentare. Să vii tu să-mi argumentezi mie că propunerea pe care o face expertul nu poate să apară așa că scrie în ordin 1882. Tu să nu înțelegi nimic. Oameni care sunt plătiți degeaba. Cer primului ministru să facă o analiză foarte serioasă. Doar are acolo un consilier, domnul Blaga, fost director acolo și știe foarte bine că sunt mulți oameni care apa cu ciul. Și ar fi bine să mai schimbe măcar ciurul, să nu mai care cu ciurul. Domnul Manda, vă dați seama câți oameni vă așteaptă pe dumneavoastră ca și o gură de oxigen? Da, deci până la urmă știți cum e. Acum trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Oricât am încercat noi să înfierăm pe legiuitor, respectiv modul în care a procedat, este doar o pierdere de vreme. Nu e o pierdere de vreme. Și Nicule, spun și de ce. Atenție! Nu e nicio înfierare. Eu spun a lucrurilor pe cinstite. Ei trebuie să fie onorați că sunt puși să ne conducă. Nu cum vorbi, cum trebuie. Eu sunt de acord, dar ideea este că noi trebuie să fim puțin mai aplicați, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și să vedem cum trebuie să procedăm de azi înainte, pentru că până la urmă scroafa e moartă în coteț. Dar și cum e cu răspunderea asta, domnul Micu Manda, că tu știi mai bine ca mulți tot regulamentul ăsta. Există răspundere la oficiul de cadastru? Evident că nu. Deci, păi toate, și atunci cum e normal să mă verifice cum vrea suntem la liberul arbitru? Adică dacă inspectorul îi place de mine, mă execută și mă suspendă 3 luni, nu-l bagă nimeni în seamă? Ce fel așa de e. Este deci, din păcate, suntem o masă amorfă din perspectiva lor. Pentru că
până când nu există o coagulare la nivel național a intereselor sub forma unei asociații foarte puternice și cu adevărat importante în România, nu se va putea face nimic. Nu se va putea, nici nu vom avea cu cine să stăm de vorbă. Eu acum l-aș întreba pe Mircea, din păcate nu este aici. Cu tot respectul pentru UGR. Ce a făcut UGR în sensul ăsta? Hai să spun eu. Deci, am discutat azi cu domnul Afrăținei, dânsul e pe drum spre Guneam, s-ar putea, Piatra Neamțului, s-ar putea să fie în mașină și de a promis că vine la emisiune și nu se pune problema nici. Eu sper că prin venirea domnului la cârma UGR-ului să revină la matca normală. Eu apreciez că UGR-ul trebuie să fie o asociație de elită care să se adreseze universitarilor, acolo unde se fabrică acest student. Așa cum am propus noi în începutul, prin 2015, să se aloce la fiecare universitate un sector cadastral pe care studenții să se familiarizeze cu acest cadastru. A fost refuzat mereu, pentru că acest UGR s-a transformat într-un sindicat pentru unele firme. Am curajul să o spun pentru că astea sunt rezultatele, dezastru pe care îl avem. Că dacă intrăm acum și discutăm despre realizările mărețe din înregistrarea sistematică, avem mari tare și mari probleme, iar oamenii care nu văd de sus, de la balconul sau de la turnul de fir, deci o să se simtă cât de repede, nicio problemă. Disperarea judecătorilor, Nicule, poate tu nu mai ești în domeniul expertizelor, este fabuloasă, îți disperați că nu știu cum să rezolve problema post-înregistrare. Sunt probleme, ei nu le aud, pentru că nu fac, nu disting paiele de fâr. Aici sunt problemele. De ce? Întreb că tu ești un om analitic, un om capabil care a putut să lege multe lucruri. De ce nu sunt capabil să vadă binele public în echipă? De ce crezi asta? Nu știu, nu pot să-mi explic. Pot doar să constat că această atitudine se menține de zeci de ani. Noi lucrăm de foarte mulți ani. Și, din păcate, niciodată nu mi-aduc aminte să fi fost o stare de colaborare, un interes reciproc. Tot timpul au fost așa interese din astea antagonice. Deci nu înțeleg. Până la urmă, ei nu-și impun respectul. Se pare că ei nu știu să se facă respectat. Exact. Și atunci se pune problema, cum poți tu, ca persoană autorizată, să te duci cu sufletul curat și deschis când vezi că ești tratat în acest fel? Deci, ideea este că noi, în loc să punem umărul și să făurim punți, noi nu facem decât să ne depărtăm unii de alții. Vă dați seama care a fost reacția generală a corpului de persoane autorizate din România când s-au trezit în imposibilitatea de a-și mai depune lucrările astăzi la oficiul de cadastru? Așa le trebuie, pentru că pe mine tot timpul m-au marginalizat și au crezut că vorbesc numai să mă aud. Se pare că eu sunt cățeluș, numai că v-au luat și pe voi dumneavoastră de lângă mine ca să audă lumea. E foarte bine să audă că ei sunt plătiți din banii noștri, nu să ne masocheze. Atenție! Să ne respectăm. Ei trebuie să-și impună respectul prin atitudinea lor. Ghiță, ce părere ai tu? Unde e răspunderea celor de la OCPI? Au răspundere internă, care este a lor, dar în mod cert nu este vis-a-vis de identificări și de lucrări. Nu știu dacă ai observat, pentru actualizarea datelor cadastrale, documentația cadastrală, înregistrare în planul cadastral, persoana autorizată răspunde de identificare imobilului cu date de carte funciară. Ce o să facem când schița de carte funciară nu este actualizată? Cum poți să răspunzi? O să primești o schiță neactualizată de 100 și ceva de ani și ce faci? Îi spui om că nu faci lucrarea? Sau îi spui că tu nu poți să faci? Merge la următoarea ușă și fiindcă acolo există deschidere să face și trece? Ce o să facem acolo? Și dacă acea identificare, fiindcă e totuși o schiță de mână, nu este bună, ești singurul care răspunzi de documentația cadastrală. Deci este extrem, extrem, extrem de greu. Ești singura persoană care răspunzi, omul ți-a arătat. Ți-a arătat un teren, îl măsori, dar partea de identificare și că depui lucrarea, că acel imobil măsurat este cel din cartea funciară pentru care faci documentație, este strict răspunderea ta.
Dar actele pe care tu te bazezi sunt niște schițe neactualizate, neîntreținute. Ce faci acolo? Ce o să facem? Nu ți te lovești de unii și de alții care, nu vreau să comentez, care au trecere pe la... Bun, și dacă faci solicitare de informații și primești o schiță fără neactualizată, ce faci? Nicu, ce o să facem? Ce tip de documentație? Deci lucrurile se vor petrece exact în același registru ca și până acum. Este pur și simplu un hazard. Este o pasare laterală a responsabilității, pentru că bazat pe niște chestiuni și niște elemente concretuale, niciodată nu vei putea să faci o identificare corectă, totul va fi supus, întotdeauna va fi supus discuțiilor, deci totul va fi... Dar începând cu acest regulament, ești singur care răspunzi. Exact. Deci pur și simplu fuga din sarai. Ei, acum, sunt convins că legiuitorul, da, cel care a gândit această nouă formă de ordin 600, ar răspunde în acest moment, păi ce mai vreți acum că v-am introdus în cererea de recepție, dacă o citim puțin în amănunțime, o grămadă de documentații strict pentru zona de decret legi 115/38. Ce mai vreți? Aici e problema. Prima înregistrare în sistem trebuie să... Nu e o discriminare, și... eu întreb așa. Păi dacă o lucrare în partea de România Mare, să zicem București, zona Constanța, Iași, o primă înregistrare se face cu 120 de lei, aici la noi cu cât se face? Ghiță, la cât ai ajuns? Și 800 și ceva de lei, 900 de lei. Oare de ce? Cine a avut interese aici? Pe aceeași cerere, am văzut acolo, este un aliniat, spune că poți să faci mai multe operațiuni simultan pentru aceeași cerere. Nu știu cum va fi tarifat și că probabil că deja vom face noi anexele, că nu știm cum să le încadrăm pe codurile de înregistrare, de plată. Bun, trecem peste treaba asta. Dar cum poți să introduci într-un sistem integrat de cadastru imobile prin proceduri diferite? Întrebăm și noi cum e domnul Broacoș și că sunteți doctor în știință. Ia explicați-ne! Cred că știți deja că în această problemă am sesizat și avocatul poporului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru că este evident o discriminare. Un cetățean, dacă locuiește în Hunedoara sau știu eu în Maramureș, plătește pentru un anumit serviciu și pentru același serviciu cel din Iași sau Craiova nu plătește. Nu e normal, evident. Și aștept răspunsul avocatului poporului să vedem dacă este vorba sau nu de discriminare în problema asta. Cine poate garanta că acea conversie electronică a unui protocol fundor, că vorbim nu neapărat de cărți funciare, cele mai multe sunt protocoale fundoare care nu au fost întreținute de la deschidere. Vorbim de cărți funciare, cărțile rezultate în urma dezmembrării sau diverselor succesiuni ale protocoalelor fundoare efectuate după anul 1940. Doar acelea sunt cărți fundoare. Și cine poate garanta că acolo scrie casa cu numărul haz în chert, în grădină, nu știu ce. Aia este grădină. Cum o traduce acum că e curs construcții? Cine poate garanta că acea casă este aia care acum există în teren? Fiindcă dacă ar fi să faci analiza amănunțită și consulți cadastrul la 2080, vezi că acea casă care a fost înregistrată în anul 1800 și 1900 la deschiderea cărții funciare a fost în spatele grădinii. Astăzi când vii și o măsori aia nouă, într-adevăr, este veche, făcută poate din perioada comunistă, dar nu e una și aceeași casă. Și atunci ce fac? Gradiez priată casa aia din spatele grădinii care apărea acolo în cartea funciară și înregistrez asta în baza fiscalului asta nouă? Cum o să facem asta? Cum trec suprafața construită? Cum trec suprafața desfășurată? Fiindcă am extindere de construcție la casa... La construcția din 1800. Cine poate să-mi spună care a fost suprafața din 1800 să merg pe extindere sau pe notare sau pe radiere? Da, sunt probleme pe care le putem identifica. Hai să vă mai dau o bombă. În seara asta m-am pus să dau bombe. Prin excepție, în zonele în care se derulează contracte și au obiect înregistrat sistematic a imobililor,
sau au fost demarate proceduri de achiziție publică pentru astfel de contracte, planurile parcele se recepționează tehnic, fără atribuire pe care cadastral conform capitolului 4. Citesc bine ori nu? Ce să înțeleg de aici? Că facem o autostradă de interes național strategic, trece, facem plan parcelar și nu-i acordăm număr cadastral, încălcăm Constituția. Domnii de la agenția ți-au zis de Constituție. V-am atras atenția. Eu nu o să mă duc să vă reclam la Curtea Constituțională, vă reclam la român să vadă ce panorame sunteți. Adică vă spunem limpede, și noi și oficiile de cadastru, că am văzut până și oficiul de cadastru Brașov v-a sesizat, că ați încălcat Constituția, nu conștiința, conștiința nici nu mai aveți. Cum e, adică n-am înțeles. Deci pierdem fonduri europene, parcă îi spuneam la cineva ieri la agenție, doamnă, știți, dacă se duce la domnul general Ciucă și spune că e sabotaj la adresa României acest lucru, vă pică bine? Nu știu, oare n-ar trebui pentru o autostradă să ai o carte funciară, număr cadastral, care potrivit codului civil este același cu numărul de carte funciară? Poți obține un proiect european, domnul Indreiu? Cum e cu planul ăsta parcelar? Ce să înțeleg eu de aici? Eu îmi practice. Poate că nu înțelegem noi, să fie altfel. Dumneavoastră aveți altă Constituție la brad, nu? Bun, am înțeles. Dar, nu-i domnul Marta, dumneavoastră sunteți tehnicianul care trebuie să aplicați o astfel de anomalie. Mă gândesc că cei care au conceput asemenea... Bă, acum ți-o trecut rândul, lasă-l pe Nicu. Dacă ai spus curci la obiect... Nu știu exact ce intenționează să facă cu noile reglementări privitoare la planurile parcelare. Ceea ce pot să vorbesc în cunoștință de cauză este, din păcate, strict doar pe acele câteva anexe pe care am început să le... Nu, lasă, tu răspunde la subiectul ăsta, nu fugi. Trebuie să ne lămurim, că eu nu-ți lămuri, încă nu m-am luminat. Și fiind unul dintre cei mai valoroși oameni din domeniu, am un om politician, am un expert de mare calitate, am un moț care a spus clar că nu înțelege nici el. Păi din câte ziceți dumneavoastră, un plan parcelar făcut și recepționat să nu mai primească numere cadastrale? Eu nu spun asta! Ordinul 600 spune! De ce se recepționează? Putem afla. Ce ascund? Ce ascundă? Ce interes ascundă ea? Sigur că până la urmă, nu știu, dar am sentimentul că această stufoșire, da, inclusiv introducerea a 1000 de coduri pe zonele de decret lege 115, așa, nu a fost introdus decât deci numai în scopul de a cumula, de a face cumulativ, da, o lucrare cu mai multe coduri asociate și care într-o ultimă instanță să aducă mult mai mulți bani prin recepția acestei lucrări dacă la OCPI. Nu mai punem în balanțe și nu mai discutăm de riscul pe care și-l ia persoana autorizată, care trebuie să facă identificare și așa mai departe. Nu văd altă justificare, inclusiv a acestei chestiuni pe care a spus-o pe tapet. Facem planul parcelare, le depunem la cadastru, dar până la urmă nu vor face decât să populeze o bază de date grafică sau poate nici măcar nu internetera. Păi dar ascultă, mai citesc o dată ca să fii atent, că n-ai avut timp să-l citești, că de-abia ieri ți l-am dat. Și ăsta e destul de departe, înainte de 200 ceva pe acolo. Prin excepție, în zonele în care se derulează contracte, ce au ca obiect înregistrare sistematică a imobililor sau au fost demarate proceduri de achiziție publică pentru astfel de contracte, planurile parcelare se recepționează tehnic fără atribuire de număr cadastral. Da. De ce se recepționează? Eu asta nu înțeleg. Au ca apoi, la momentul, te va obliga ca și prestator să-l integrezi și nu se plătesc acele imobile. Din punct, dar interesul României este să facem autostrăzi. Dau un exemplu. Să facem un aeroport. Alt exemplu. Sper să fie ziua în care cineva care a participat și le-a pus să ne dea răspunsul, să-i cunoaștem pe ceva. Am cerut, dragul meu, am cerut și mi s-a răspuns. Niciodată nu vei găsi
nicio lege, omul, persoană sau persoane care s-au ocupat strict de analiza și de redacta. Pentru că legea exproprierilor publice spune foarte limpede ca să poți să faci expropriere trebuie să ai număr cadastral și carte funciară. Cum e, domnul politician? Am dreptate oba? Păi și trebuie să ai proprietar de la cine expropiezi. Dacă n-ai proprietar, totul e blocat. Asta e primul lucru, să faci punere în posesie și să ai niște proprietari acolo. Și ce să înțeleg de aici? Că cei care au gândit lucrul ăsta n-au fost capabili să ne explice de ce au procedat așa? Îmi este greu să înțeleg motivul pentru care se procedează așa. Nu văd niciun sens, nicio utilitate pentru chestia asta. Care e scopul acestor documentații, până la urmă? Pentru ce să faci un contract de pram parcelar dacă el nu va avea nicio finalitate? Ca să nu plătească în cadrul lucrării de sistematică acele imobile care deja au plan parcial recenzionat. Nu e așa, pentru că din moment ce nu are număr cadastral se plătește, teoretic. Deci, haideți să vă spun ce informații am primit eu astăzi de la un coleg foarte bun de la Brașov, unde se realizau până nu de mult planuri parcelare și aveau obligativitatea ca prin derularea acestor lucrări de realizare de planuri parcelare să încarce în ETERA și fișiere CGXML-ul aferente acestor imobile care fac parte din tarlaua respectivă. În speță știm cu toții că planurile parcelare sunt planuri care sunt aferente în general tarlalelor, da? Că sunt practic niște cadastre la nivel micro, da? Nu, ele fac parte din înregistrare sistematică, au Nu, ascultați-mă. Deci, lucrările care se desfășoară strict pe parte de elaborare de planuri parcelare diferă de lucrările de cadastru sistematic sau cadastru general. Din perspectiva tipului de lucrare, din perspectiva tipului de contract, din perspectiva livrabililor pe care trebuie să le facă prestatorul și să le urce în ETERA sau să le predea în analogic la OCPI. Eu am rămas consternat până nu de mult și mi-am pus întrebarea de ce până la apariția acestui nou ordin OCPI Brașov solicita ca cu prilejul unei lucrări de plan parcelar prestatorul care a semnat un asemenea contract să realizeze și să încarce în ETERA fișiere CGXML-ul pe care noi le știm cu toții ca fiind făcând parte din zona de cadastru general sau cadastru sistematic. E corect. Bun. Păi așa zicea regulamentul. Astăzi, colegul de la Brașov m-a sunat și mi-a spus că, începând cu noua formă a regulamentului, deja este scris negru pe alb, pentru că până acum nu era niciunde stipulată obligativitatea de a face fișiere CGXML-ul pentru lucrări de planuri parcelare. Începând cu noul regulament, prestatorii de lucrări care au semnat contracte de planuri parcelare au deja justificarea legală de a realiza și încărca în ETERA fișiere CGXML-ul. Bun, agenția că a făcut acest pas. Deci, în secunda 2, am întrebat, ok, ce se va întâmpla cu aceste fișiere CGXML-ul? Se vor elibera cărți funciare în format electronic? Răspunsul este da. Da. Răspunsul a fost da. Bine, persoana respectivă m-a contactat din perspectiva faptului că și-ar fi dorit ca dintr-un ansamblu de imobile care au date asociate, mă refer la date de cadastru sistematic sau cadastru general, să poată să genereze acel tabel parcelar anexa, nu mai știu cât îi zici acum, că s-au modificat și numerătorile pe anexe. Ne-ai reușit așa repede, înainte de a fi. Nu, îmi pare foarte rău. Așa, deci dintr-un ansamblu de imobile cu date asociate din zona grafică, vorbesc, repede, date de cadastru general sau cadastru sistematic, să poată să genereze acel tabel parcelar care însoțește planurile parcelare și care, repet, fac obiectul unor tipuri de contracte separate de cadastru general sau sistematic. Mihai, trebuie să vă contrazic, pentru că și vechiul regulament era fișierul CGXML la planul parcelare. Articol 229, vedeți că și acolo... Toti, din nefericire, România are 42 de județe. Da. Și fiecare OCPI lucrează cum dictează fiecare inspector. Câți inspectori avem, atâtea reguli avem. De ce?
Deci la articolul 229 apărea fișiere CGXML, că trebuie să și la planul parcelare. Da, singura diferență știi care era? Că nu le asimila la lucrurile de înregistrare sistematică, pentru că planurile parcelare, în fond și până la urmă urmei, erau aceste documente care trebuiau întocmite la punerea în posesie. În 1991. Și iată că l-aștept pe Boti cu nerăbdare să vină să ne povestească după atâția ani ce se întâmplă cu fondul funciar la ei în județ. Parcă ziceai că te ocupi de o carte de genul ăsta, da? Da. Și când, îți spun eu când a început legea 18 și să-mi spui tu când se termină la voi. Am ajuns la concluzia că la noi nu se va termina, pentru că mai avem de dat în județ numai 170.000 de hectare. Deci pentru că nu s-a emis titlul de proprietate și nici procese verbale de pune în posesie și ritmul anual din ultimii 7-8 ani este cam 2000 de hectare pe an. Deci chiar și în acest ritm am avea nevoie de vreo 80-90 de ani. Și în mod evident... Frumos spui, am avea! Ce bine ai fi să mai trăiești 80-90 de ani! Și ritmul tot scade. Deci undeva retrocedarea se va pierde în ceață, fără finalitate. De ce? Indreule, de ce ți se pare o chestie? Uite, explicația pe care mie mi-a dat-o domnul Boton e justificată pe un studiu de cercetare. Dânsul a făcut, evident, o analiză critică și sunt convins că are date destul de corecte. Și nu cred că e singurul județ unde se întâmplă. Cum explici tu ca un om care lucrezi de câți ani lucrezi în domeniul? Mulți ani. Lasă, hai spune, nu-ți fi rușine. Păi, de cât? De 20 și ceva, 25, 20, nici eu nu mai știu. E o viață de om. 26, 20. Și plus că n-ai fost un om oarecare, ai fost un căutător, tot timpul ai vrut să te perfecționezi, totul ai vrut să știi. Eu am fost director când eram prea tânăr. Părerea ta legată de ceea ce a afirmat Boti. Este, părerea mea este destul de clară cu privire la acest aspect. Eu zic că în principal vina este a autorităților locale pentru că trenează aceste lucrări cu privire la punerea în posesie. Unde s-au implicat autoritățile locale, s-a cam finalizat. Bine, la noi în județ sunt comune multe, jumătate cooperativizate, jumătate necooperativizate sau, mă rog, diferite procente. Nu, sunt foarte multe comune în care este un procent de teren necooperativizat și un anumit procent cooperativizat. Deci nu sunt niște reguli clare. Dar, repet, unde s-au implicat autoritățile, s-a terminat punerea în posesie. Pentru că în zonele necooperativizate nu ai ce punere în posesie să pui decât cu privire la terenurile forestiere. Ori cu privire la aceste terenuri a apărut de câțiva ani încurcătura asta cu scoaterea din domeniul public și sunt foarte multe blocaje. Cunosc o grămadă de cazuri care nu pot să-și mai primească pădurile validate în urmă cu 15-16 ani, pentru că acum s-a constatat că nu se mai poate face punerea în posesie până nu se scot din domeniul public aceste terenuri. Cred că cunoaște. Vreau să l-aubiam puțin de tot pe ghiță, pe subiectul ăsta. Ce ai citit acolo la articolul care mi l-ai trimis? Care din ele, la ce te referi? Cu pădurile. Au introdus un capitol special în care direcția silvică poate să înscrie provizoriu toate proprietățile care le administrează în domeniul public al statului. Da, amenajamentele lor silvice. Domnul Indreiu, ai văzut în viața dumitale cum arată un amenajament silvic? Am văzut, da, cum să nu. Pe ce bază topografică este construit el? Pe ce bază? Nu prea are legătură cu situația din teren. Așa. Bun! Acum, la ce scară? Hai să merg mai departe să te fac să înțelegi. La 1 la 20 de mii. Păi cât e toleranța? Cât reprezintă pe hârtie un centimetru? 200 de metri. Nu e asta problema. Cum dar să nu e problema? Aici. Cum să nu când te duci și nu numai asta e problema. Cum e domnul mai complex? Nu mai complexe probleme. Da, deci toată lumea cunoaște că amenajamentele sunt niște desene
exclusiv, așa. Dar să faci acest, să înscrii acest amenajament fără să ceri, cel puțin din partea comisiei locale sau comisiei județene, că nu a făcut obiectul de aplicare zona respectivă, înseamnă că o autoritate pune piedica la alta. Deci este da, exact. Vestea bună că experții vor avea de lucru, pentru că vor fi nenumărate conflicte între ocoare silvice. Asta este bună, domnul coleg. Pentru experți. Nu cred. Depinde cu cine nimerești parțile în proces. Dacă îți dă cu toporul în cap. Eu întreb așa, pentru că la ora actuală, plecând pe premisele că noi răspundem de tot, agenția nu și-o luat mâna peste tot, cine spune cum să lucrăm, foarte interesant, fără să organizeze formare profesională, să zic așa, trebuie făcut, în ce țară trăim? Dar ai dreptate, Mihai, pentru că noi suntem obligați să respectăm anumite precizii, 20-40 de centimetri, și vine rom. Unde scrie 20-40, domnul doctor? Da? 10-30. Nu, 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 10-40. Dar fi interesant, dacă se aplică și la ei prevederea din regulament, că dacă persoana autorizată nu a efectuat măsurători, se prezumă că documentația e nulă. Dar vor spune că măsurarea pe ortofotoplan e tot măsurare. Așa se va justifica. Există articol special. Expert, voi cere carnetul de măsurători. Simplu. Și trebuie să păstreze 3 ani. Și este cu derogare acel articol. Mie nu mi se pare normal. Deci acum, e să discutăm pe cinstite. E o chestiune politică. Eu înțeleg că i-a făcut acum 30 de ani. Nu acum când s-o tăia toate pădurile. Ce mai faci acum? Că dacă le dădeai la oameni pădurile, le dădeai la oameni tot felul de drepturi, ei răspundeau. Acum le-au ținut să fie autoare ca să fure toți. Planurile parcelare, cum au fost ele făcute? Au fost făcute tot de autoritatea statului. Persoanele respective, au cetățenii, au fost împroprietăriți tot de autoritatea statului și acum peste ei vine autoritatea statului și se întablează înaintea lor. Hai să vă mai pun o întrebare, domnilor. Mergem puțin de tot mai departe, că aici n-am reușit să ne descoperim. Cetățenii n-au ocupat abuziv acele terenuri, să zici că statul, prin reprezentantul lui, își reintră în posesia celor terenuri. Deci vorbim de suprapuneri reale. Deci nu vorbim de suprapuneri virtuale, în care pur și simplu suprapuneri reale. Haideți să vă mai pun o întrebare. La anexa, hai să zicem, numit 4. Vorbește de 14. Nu, deocamdată 16. Vorbim și de 14, nu sunt probleme. Este un text foarte interesant. Calcul analitic pentru suprafața construită și neconstruită necesară pentru a asigura exploatarea normală a construcției. Cum traducem acest text, domnul Botond? Da, scuzați-mă, trebuie să râd. Mă uit aici pe anexă. În primul rând, dacă avem planul de amplasament și delimitare a imobilului, de ce apar alte coordonate? Dacă tot dorim să scriem niște coordonate pe plan, hai să scriem coordonate imobil, nu al, nu știu, căror limite. Exact. E aiurea. Plus, avem acolo două construcții. Punem lista de coordonate numai la o construcție. Ce ba are nu, cealaltă nu, construcție? Nu, sunt amândouă, domnul coleg. Uită-te mai bine. Are punct acolo, 13. Nu, dacă îmi dați voie puțin. Deci, dacă luăm planul și ne uităm puțin de sus în jos, constatăm că în tabelul de titlu noi avem număr cadastral și carte funciară care sunt identici. O persoană cu experiență minimală ar judeca și ar spune, domnule, stai puțin că aici s-ar putea să fie vorba de o documentație de actualizare de date. Just. Nici de cum de o documentație de prima înscriere. Întrebarea este, oare legiuitorul s-o fi gândit că asta este o documentație de actualizare de date? Numai puțin. Micu, să te corectez, nu-i legiuitor. Bun, ok. Reglementator. Ok, reglementatorul
și-o fi pus problema să ne arate nouă cum trebuie să arate un plan de amplasament în cazul unei documentații de actualizare de date în sensul înscrierii unei construcții de noi? Că cumva, mergând pe firul ăsta logic, ai zice, păi domne, probabil că C2-ul o fi fost înscrisă, deși este o absurditate, da? Și de aceea este prezent pe plan doar un inventar de coordonate al punctelor de contur pentru construcția C1. Dar întrebarea revine următoarea. Cu coordonatele, lasă-mă că voi sunteți cu cifrele. Eu pun întrebarea următoare. Eu sunt și inginer constructor. Fică, a asigura exploatarea normală a construcției. Păi cine stabilește? De ce au trecut alea? Nu, te întreb eu, cine stabilește care e suprafața normală de funcționare a construcției? Cine stabilește? Că asta e întrebarea. Tot în regulament. Un topograf poate să stabilească așa ceva? Care e temeiul legal? Vreau temei legal. Vreau temei legal, domne. Un topograf poate să constate la fața locului ce există. Punct! Eu nu pot să spună pentru construcția aia am nevoie de atâția metri necesar funcționării. Iar eu nu fac interpretări. Numai puțin. Deci, în primul rând, ar trebui să existe o justificare pentru prezența inventarului de coordonate de pe conturul construcției pe acest pad. Cui folosește acest lucru? Știi ce vreau să cred, că e o opinie. Dacă ai fi citit, mi-a sărit în ăsta, că apărea linia punctată între punctele 16-15, care este acolo. Acea linie punctată reprezintă un balcon care este exterior suprafeței construite la sol. Și toate balcoanele care sunt la o distanță mai mică de 3 metri față de nivelul solului trebuie să reprezentate și trebuie să se integreze în imobil. Ce facem cu alea care sunt în stradă? Și definiția ți-o dă acolo în regulament, spune că tot ce excede din proiecția la sol trebuie trecut. Nu mai spune la 3 metri. Ba da? Nu. Ai undeva în... Există clar... Ei, dacă îmi dai voie să... Dar ce faci dacă... Ghiță, vorbim... Deci pe domeniul public. Ghiță și pe aia, da. Ce facem dacă acea extindere este pe deasupra trotuarului și trece pe altă topografie, pe altă număr cadastral? O marchez. După ce spun ei, asta a fost ideea. O poți urca în Etera, fiindcă o să-ți dea eroare, ți marchează acolo și nu... Dar va... că nu, astea nu le vei bega în Etera, că m-am informat. Da. Astea nu le bagi în Etera, astea rămân doar pe pat, punct. Eu cred că o vei încărca în Etera. Nu. Am dacă este clar. Sub 3 metri, o încarci. Deci, reține ce-ți spun. Nu mai stu ține că eu am discutat. S-a zis că astea nu, că sunt niște probleme în județul Ilfov, că auzim și noi pe toate străzile. Și acolo că blocuri, că se pune, că nu știu ce. Acum te va obliga să marchezi și streașina toată, să nu se bage unii peste alții. Sunt niște probleme. Unele chestiuni poate se justifică, nu comentăm. Problema de fond la mine este următoarea. Competența stabilirii suprafeței funcționării unei construcții o stabilește un arhitect. Pe norme tehnice, de igienă, de funcționare. Dacă luăm o construcție care deservește, să zicem, o activitate publică, o sală de concerte, păi eu îi stabilesc sau eu stabilesc sau determin suprafața utilă, aia trebuie luată din proiect, din avizele de siguranță la foc. Acolo trebuie să aibă acces mașina pompierilor. Sunt alte reguli care noi nu avem competențe, dar noi nu avem competențe, oameni buni. Și ne asumăm noi răspunderea punând ștampile pe astfel de aberații. Noi nu putem să spunem treaba acolo. Noi nu știm dacă e corect sau nu. Noi nu știm dacă s-a respectat proiectul, dacă există proiect. De unde? Dacă nu ai proiect, cum le pui? Astea sunt întrebări. Cum le pui, Daniel? Care e părerea ta? Păi pe logica asta ar trebui ca de acum înainte să se aplice la construcțiile noi și arhitecții să țină cont de aceste aspecte, să fie corelate cu acest
cu prevederile acestui ordin, pentru că cu privire la construcțiile vechi este greu să ne formulăm noi o opinie cu privire la aceste suprafețe. Nu este exact cum spui în competența noastră și ne băgăm așa noi într-o încurcătură fără să ne bagă alții. Avem nu nicio treabă noi cu asta. Dar ați cu asta am, e clar că nu este o chestie care ne-ar privi pe noi. Așa este logic, dar câte lucruri sunt ilogice și se aplică. Rămăsese în discuție și vreau să spun aceste lucruri pentru că trece timpul și poate să termine imediat emisiunea, să nu rămână în suspensie. Ceea ce spusese Ghiță cu privire la tarifări, știi că noi am avut emisiune pe această temă cu privire la discriminare, cu privire la mai multe aspecte legate de modul de tarifare. Nici până în acest moment nu a apărut ordinul prin care să se reglementeze situația terenurilor extravilane deci, și a pădurilor. Vreau să spun că domnul director Budaș m-a sunat într-o zi și mi-a spus că a venit de la Ministerul Dezvoltării acordul de a publica în Monitor Oficial ordinul care reglementează acest subiect. Acum, eu spun că nu s-a aplicat. La nivel național, numai puțin, ai răbdare. La nivel național, trebuie să-l cităm pe domnul Trușcă. Un document când ajunge, parcă timpul se dilată. Ca atare, trebuie să avem răbdare. Problema de fond nu cred că este rezolvată. Pentru că nu o să-ți anuleze decât prima chestiune care se face, cea cu 120 de lei care noi mai plătești. Restul îl încadrezi în planul cadastral și pe aceea plătești fiecare operațiune. Asta e problema care a ridicat-o. Asta au și urmărit. Asta au și urmărit. Mie mi se pare strigător la cer și de-a dreptul enervant, da? Că 5 oameni, da? Cu 20 de ani de școală și de experiență se uită la padul ăsta. Și nu știm, da? Să dăm un răspuns. Cum vom face înscrierea unei construcții de noi? Dacă facem o conversie din cartea funciară veche, da? În care avem niște construcții notate. Va trebui să punem inventar de coordonate pe cele care există sau numai pe cele pe care vrem să le înscriem de acum. Deci asta mi se pare super enervant. Pentru că nu știm exact cum va trebui să procedăm, iar asta nu va face decât să dea la apă în continuare, la moară, inspectorilor care vor judeca după bunul lor plac. Iar oamenii vor primi tot felul de referate în continuare și va fi o zăpăceală generală. Deci este un regulament care ar fi trebuit cel puțin explicat. Cel puțin explicat. Am invitat să vină și nu vor. Ce faci când ai pe padul la 15 construcții? Păi, exact. Și pentru ce? Și care este? Ok. Dar de ce în cazul de față numai construcția ce unul are inventarul și ce doi nu-l are? Și vin și te întreb. Discriminare. Deci, ascultați-mă. Sunt oameni care se vor uita pe aceste planșe. Nu toți oamenii sunt de specialitate. Dar orice om normal la cap își pune întrebarea de ce dracu mă pui să pun toate lungimile alea a segmentelor? Imaginați-vă că trebuie să-mi fac întăbularea unei construcții de formă circulară sau care are o formă geometrică extrem de complexă. Toate dimensiunile acelea eu nu am băgat în seamă, dar văd că voi ați fost fatabili. Numai puțin. Într-adevăr, tu știi că e C1, dar cineva va ști că e C1 acolo. Deci, domnul Mihai, ăstea sunt niște documente cu caracter public. O persoană de pe stradă când se va uita la așa ceva nu va înțelege nimic. Planurile trebuie să fie simple, intuitive, rapide, orice cetățean să-și dea seama despre ce e vorba acolo. Mihai, dacă îmi dai voie, legat de construcții, la articolul 31 zice așa, proiecții la sol ale elementelor constructive care depășesc planul fațadei se vor reprezenta cu linii întrerupte. Să înțeleg că la fiecare construcție se va reprezenta și proiecția acoperișului, adică picătura, streșinii. Da, normal. Păi asta e absurditate. Este absurd, sigur că e absurd. Că dacă vorbim de un balcon scos în consolă, este cu totul altceva. Dar să pui streașina respectivă, proiecția ei la sol, asta mi-e... La graj, la magazie, la garaj. Dați-mi voie să întrebarea. Deci 30 de ani de zile, da? A trebuit să reprezentăm pe planurile cadastrale conturul suprafețelor construite la solele clădirilor. Asta e definiția cadastrului.
Restul excede, restul excede profesiei. Nu poți să-ți permiți tu să vii cu invențiuni de genul ăsta că la un anumit județ unii fac abuzuri. Oricum, calculul suprafeței desfășurate deja devenea oricum responsabilitatea persoanei autorizate, care trebuia obligatoriu să respecte legea locuinței. Acum să aglomerăm planurile de amplasament cu proiecțiile la sol ale balcoanelor sau ale, eu știu ce, altor console, mie mi se pare absurd. Iar cireașa de pe tort o reprezintă însuși inventarul de coordonate care certifică acest lucru. Dar sunt la milimetru coordonatele, deci am văzut, cu 30 male. Deci am văzut. Deja să le pună la milimetru, să ne arate cât face un milimetru în teren. Nu, da. Sunt niște chestii care sunt ridicole până la urmă, deci nu... Cum poți măsura streașina la milimetru? Exteriorul streașinei, axul streașinii sau... Și care e fațada la un stâlp electric? Întreb și eu. Dacă o parte din streașină e căzută. Deci n-are rost, nu, deci... Deci, dragii mei, în seara aceasta... Stai, Mihai! Avem anexa 14, înainte să începem. Scuze, înainte de a comenta anexa 14, hai să vedem. Deci nu vă faceți probleme, că nu o să faceți foarte multe lucrări. Eu pun o întrebare. Ce cetățean, care e cu capul pe umeri, sub sancțiunea prevăzută codul penal privind falsul în declarații, va declara că a convocat titularii drepturilor reale asupra imobililor vecine care au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare. Cum facem când vecinul este statul român? Atenție. Asta este este declarația. Nu. Ghiță, iară o duci la extremă. Nu. Aici trebuie să fim corecți. Noi trebuie să ne aducem aminte de posesie. Doar acolo... Nu e adevărat, Mihai. Nu este adevărat. Declarația este piesă la toate documentațiile cadastrale. Dar uite care acolo, pur și simplu, acel pătrat care te obligă să-l completezi sau nu. Eu nu cred că dacă nu-l vei completa, îți va trece lucrarea. Nu e adevărat. Te uiți la conținutul lucrării. Nici acum nu trebuie să exagerăm. Dom'le, nu trebuie să exagerăm. S-a încercat să se simplifice și s-au simplificat și multe lucruri. Azi am abordat problematica negativă și modul în care unii au înțeles să ne sfideze pe toți. Pentru că, uite, am adus în emisiune oameni cu experiență, care n-au fost băgați în seamă, pur și simplu constipații, care au zis nu, când au văzut Racoviciana, au început să aibă fibrilații. Doamne, dă-i să vină DNA-ul să vă ia, să vadă pe cine slujiți. Cum e cu numărul ăla cadastral, domnule, la fâșia necesară autostrăzii? Pierdem miliarde de euro pentru că astfel de gândire avem. Dar Ghiță are dreptate. Nu vreau să spun ce mi s-a spus. Auzi, Boti, nu vreau să spun ce mi s-a spus. Nu vreau. Să știi că Ghiță are dreptate pentru că inspectorul se va uita dacă s-a bifat sau nu. E obligat să fac asta. Nu la este toate... așa. La toate documentațiile... Dacă te uiți la documentație, nu la toate vei convoca vecinii. La toate documentațiile trebuie să pui declarația asta, care trebuie să fie completată. Dar ea, în declarația aia, trebuie să facă precizare clar pe tipul de documentație. Dar dacă au făcut-o așa, au pus-o rău. Dacă n-ai bifat, se respinge. Ce puțin eu, ca inspector, deci, aș respinge direct. Cum vei convoca statul român? Nu, bun, înțeleg că nu vine, că spui că nu a venit. Dar... E ocupat. Bun, ok, dar trebuie să faci convocarea, trebuie să faci primăria. Toate lucrările care le ai au acces la domn public. La toate documentațiile care va trebui să le întomești, nu tu, proprietarul sau solicitantul va trebui să facă demersurile să cheme vecinii, adică inclusiv primăria sau reprezentantul statului. Că tu îți faci o documentație cadastrală și trebuie să spui că au venit sau nu au venit. Ghiță, tu te referi la ultimul pătrățel din modelul de declarație? Da, ultimul pătrățel din anexa 14. Deci ultimul pătrățel din anexa 14 a existat și până acum.
Ghiță, de-aia fii atent. Fii atent. Nu trebuie să o iei parătură. Eu vis-a-vis de acest model de declarație, ceea ce am constatat eu, este, mă rog, ce m-a lidit pe mine în mod direct, a dispărut persoana interesată și a fost introdus deținătorul. Foarte interesant, dar neconcludent, pentru că nu s-au sincronizat. Deci dacă în anexa 14, da, care este o piesă din punct de vedere juridic foarte importantă pentru că este declarația, avem trei categorii de oameni, da? Patru categorii: proprietar, posesor, deținător sau reprezentant legal. Deci nu mai există termenul de persoană interesată, ăla a dispărut. În schimb, în dreptul semnatarului de pe anexa 13, e vorba de cererea de recepție și înscriere, s-a menținut exprimarea de semnătura proprietarului / persoană interesată. Bă, am scos persoana interesată sau nu? Ce dracu facem aici? Deci am înțeles că nu mai există persoană interesată, dar după cum se declarați. Reprezentant legal. Dar un imobil cum are reprezentant legal? Asta nu o pricep. Nu, mă, lasă. Poate la voi în Ungurește nu se citește așa. Păi, dar, noi nu discutăm cu imobile, domnul Racoșii. Noi discutăm cu deținătorii de imobile. Păi vezi, citește reprezentant legal al imobilului. Așa deci, scrie. Administrat. Exact. Administrat. Da, dacă așa scrie, iartă-mă. Ai, de fapt am înțeles din limba română. Batovina. Bine, eu am ridicat problema de semantică, pentru că în anexa 13, în noua anexă 13, apare termenul de persoane interesate la care s-a renunțat în declarație. Deci de acum nu mai există nicio persoană interesată care să declare ceva în sens cadastral, ci doar un proprietar, un posesor, un deținător sau un reprezentant legal. Da, asta pare corect. Nu, mi se pare corect. Nu, niciun fel de problemă, da. Aici mi se pare lucrurile... corect. Sunt lucruri și cred că se vor face erate dacă noi vom reuși să sesizăm aceste aspecte, pentru că deficiența pe care se manifestă cercul de interese, promovarea, pentru că probabil au fost mai multe lucruri și probabil... O altă chestiune pe care o salut este dispariția acelei prevederi prin care nu trebuia să precizezi în speță pe cererea de recepție și înscriere unde vor rămâne acele documente originale, la proprietar sau la deponentul lucrării. Aia e prevăzută în altă lege și ca atare, aia a fost scoasă, a fost eliminată din cererea de recepție, ceea ce este un lucru bun din punctul meu de vedere. Da, pentru că la ora actuală aceste documente rămân tot timpul la oficiul de cadastru, având în vedere că iau depozitul ăsta a documentelor. Acum, încă o chestie. Știți cum e? Este foarte frustrant așa când ți se dă cu o mână și ți se ia cu trei. Bun, am eliminat borderoul din cuprinsul documentațiilor cadastrale, dar poate ar fi fost mai interesant să ne spună și nouă cineva pentru ce au mai stufoșit acest memoriu tehnic cu această descriere generală a operațiunilor efectuate în faza de documentare a lucrării. Ce vreți de la mine să vă spun? Că am fost acolo și am dat o ciocolată la aia de la CFR-ul ca să mă lase mai mult în arhivă? Sau ce dracu să fac eu acum? Bă, deci, cum să vă spun, deci există un ridicol al situației pe care, din păcate, nu mai sistemăm. Vă rog să rețineți, astăzi este prima zi când a intrat în vigoare, n-ați apucat să identificați toate aceste delicatese numite ciocolăți și vă spun că săptămâna viitoare același subiect îl avem și va trebui să-l promovăm noi. Atunci, cu siguranță o să știu mai multe. Sunt convins. Deci, domnul Manda, rețineți ce vă spun acum și domnul Boton și domnul Ghiță și săptămână de săptămână vom încerca să identificăm toate subiectele astea. Vom invita și de la UGR pe domnul Mircea Catul, sper că nu o să fie numai pe drumul, ci o să fie miercurea viitoare disponibil. Să vedem, pentru că lucrurile astea ar trebui totuși, chiar dacă sunt intrate în circuit, totuși să se normalizeze, să ni se explice ce-i cu acel număr cadastral.
avizat și ce se urmărește? Ce ați urmărit? Că nu prea ați lăsat locul de întors. Nu prea înțeleg. Trebuie să completeze ordinul ăsta legea. Întrebam. Nu de alta. Și pentru că timpul nostru a cam trecut, am să vă rog pe fiecare în parte să conchideți emisiunea ca să ne angajăm că vom studia cu seriozitate data viitoare să venim eventual să ne alegem o temă și să vedem ce subiect e și vom lansa o invitație să vină să ni se explice, eventual să pregătim un set de întrebări și cei care vin de la agenție să ne spună mai cu respect, ascultăm și dacă nu înțelegem, iată, completăm întrebarea. Boti, te rog. Pentru mine, noul regulament prezintă lupta între forțele binelui și cele ale răului, între Harap Alb și Împăratul Roș. Forțele binelui au reușit să scoată din regulament niște aiureli, în schimb Împăratul Roș ne impune să facem alte prostii și mai mari. Cam asta e în concluzie. Da, e o concluzie de luat în seamă, cu tâlc spusă și apăsat. Te rog, Daniel. Din punctul meu de vedere, este o lipsă de comunicare a celor care au făcut acest ordin și lipsa de comunicare se referă nu numai la contactul cu persoanele autorizate, eu cred că este și cu privire la angajații oficiilor de cadastru, pentru că am vorbit și eu cu câțiva și ei sunt într-o ceață totală. Deci la ora actuală discutăm în ceață. Hai să vedem, Nicu. Părerea mea este că, indiferent de situație, lucrurile la un moment dat se vor decanta. Suntem obișnuiți să trăim în forma asta. N-avem ce să facem decât să luăm lucrurile așa cum sunt. Sigur că este regretabil pentru că ți-a fost băgat pe gât așa un regulament fără să fie explicat, fără ca măcar reprezentanții OCPI-urilor mai importanți să aibă cunoștință despre detalii cu privire la aceste noi reglementări. Subscriu la ce a spus domnul Boton. Au fost scoase niște părți bune, niște părți rele, au fost introduse unele. Deci, cumva procentul de prostie a rămas constant. Adică bula... Bun, hai să vedem pe Ghiță. 10 ani am ajuns la o aplicare unitară a Ordinului 700. În următorii 10 ani nu vor aplica nici pe asta unitar. Singurul care va plăti va fi cetățeanul, plimbat pe drumuri, pe la autorități. N-am cuvinte. Da, dragii mei, în această seară am debutat cu analiza critică, o spunem foarte clar și am ales să discutăm poate mai apăsat anumite lucruri, că noi ca persoane care ne simțim nereprezentate la nivelul la care ne avem noi, unii dintre noi, cu pregătirea profesională pe care noi o apreciem ca extrem de utilă și necesară în înfăptuirea binelui la români și pentru că am avut deficiențe de fractură, de interpretare, necesită o colaborare mai abitiră, mai înțeleaptă și invităm autoritatea supremă din domeniu care dorește binele României prin neacordarea numărului cadastral acolo unde interesul național o impune să dea de miliarde de euro, că nu e o problemă pentru gașca nebună. Mă bucur că am avut niște oameni de mare calitate, domnul Andrei Daniel, cu care construim în 2015 această emisiune, domnul Nicu Manda, un om care dovedește că îi pasă de profesia lui, domnul Dămăcuș, cu care construim de asemenea și punem tot felul de întrebări. Poate nu suntem atât de bine pregătiți, că vorba aia nu suntem pe listele lor și ne taie, știi, că nu avem voie să ajungem să ne spunem punctele de vedere. Și bineînțeles cu domnul 101 închier de carte funciară, domnul Racoși Botond, care pierde foarte multă energie căutând aceste nenorociri provocate. Împăratul Roșu există între noi. E interesant și foarte, foarte educativ. Vă rog, dragii mei colegi, parteneri, co-realizatori acestei emisiuni,
să vă pregătiți foarte serios săptămâna viitoare, pentru că vreau să continuăm. Dacă agenția va veni la această emisiune, într-un mod civilizat, să punem întrebări, că știm, noi avem școală, n-am pierdut, n-am băut cerneala, am învățat și vrem să facem binele. Vrem să împingem căruța. Sunt lucruri bune care le-am identificat, subscriu la ce a spus domnul Manda, subscriu la ce a spus și domnul Boton, subscriu la ce a spus și Daniel Indreiu și Ghiță de Măcuș. Poate am pus mai apăsat niște întrebări ca să se audă, dacă vor. Dacă îi zgârie la urechi, nu-i problemă, au două urechi, nu trebuie, că de obicei așa fac. Dar parcă puțin de tot, eforturile noastre pro bono, ca să se audă bine în România, noi nu suntem plătiți de nimeni, pentru a face bine la români, nu îl înțelegem de ce atâta închistare și de ce refuzul de a da socoteală de ceea ce face. Așa cum am spus tot mereu, în toate emisiunile, avem nevoie de norme simple, clare și precise. De ce? Vorba domnului profesor Borțu. Când spun copiii, pun întrebări foarte scurte și la obiect, ca să o ducem mai bine, să ne respectăm cetățenii României, să înțelegem că Agenția Națională de Cadastru nu este un SRL-ul și autoritate publică pe care ne-o dorim să fie foarte bine reprezentată și acolo unde se identifică probleme să fie rezolvate. Ce vreau să vă mai spun? Ar fi multe. Dar așteptările românilor sunt mari pe măsura dezamăgirilor și mai mari. Dacă noi, ca cetățenii ai acestei țări, vom continua sub forma asta, nu știu unde vom ajunge și nu știu ce vom oferi copiilor noștri. Rog pe bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere de muncă, să ne respectăm. Noi să găsim ce au pierdut ei prin sertarea agenției, responsabilitatea lor față de ceea ce nu își asumă. E o situație de-a dreptul stupidă. Adică tu pui pe alții să răspundă de ceea ce răspunzi tu. Foarte interesant. Nu se lovește, ceva e fractură de logică. Nu știu dacă mă contrazice cineva, dacă poate cu argumente, nu așa. Deci, din toate au fost scoși. Foarte interesant. Și eu trebuie să respect ce zic ei și să răspund eu. Nu mi se pare absurd? Dragii mei români, în ce lume trăim? Deocamdată, o lume dezbinată, o lume cutremurată, într-o tragedie mare. Cred că și această, să zicem, modificare abruptă a ordinului 700 cu 600 a creat un cutremur. Sperăm să nu fie de magnitudine prea mare și să ne redresăm cât mai repede, să înțelegem ce s-a dorit și să primim explicațiile de rigoare. Doamne, dă-i înțelepciune celui care trebuie să ne lămurească și să ne lumineze în așa fel încât orice s-ar întâmpla să nu ne urască. Că ura le mănâncă din viață și s-ar putea să nu le ajute la nimic și s-ar putea să se îmbolnăvească. Doamne ferește și dă multă sănătate tuturor. Binecuvântează-i pe românii unde ar fi și pe noi și pe toți. Noapte bună și să ne vedem miercurea viitoare cu noi aventuri în epoca 600.